Iată, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în partea a doua a emisiunii În fotoliul cu Ghimp, invitatul nostru de astăzi, senatorul Vasilică Potecă, senator PNL de Hunedoara. Vorbeam despre, eu știu, faptul că faceți parte dintr-o comisie economică care se ocupă cu două lucruri mari, doi giganți în județul Hunedoara, respectiv mine din Valea Jiului și termocentrala de la Mintia, dar mai era o comisie din care ziceați că faceți parte. Comisia de Administrație Publică, comisie care este foarte importantă. De-aia vă spuneam că Ce face această comisia Comisie de asta? Administrație Publică este în legătură cu Ministerul Dezvoltării și până la urmă ea se ocupă de legislația privind administrațiile publice locale, centrale, tot ceea ce înseamnă parte de... Apropo, s-a dat ordonanța cu prefectul? S-a schimbat? Nu, astăzi este vorba să... Cred că la ora 1 este ședință de guvern. E o discuție mai complicată, e o discuție Vă pe podul aduceți aminte, administrativ. domnule Potecă, de emisiunile în care dumneavoastră erați prefect și eu spuneam, noi, ce prostie asta cu prefectul, trebuie să-și dea demisia. Vă aduceți aminte de ele că am susținut Da. de nenumărate ori că legea la momentul respectiv era prost făcută. Eu nu v-am dat dreptate și nici nu vă dau nici acum și Parcă am avut nu gură de sunt, aur. De nu ce? Păi sunt, da, oricum nu sunt, prefectul e nu numit sunt, politic. nu, nu. Există un lucru pe care eu, este Adică nu sunteți de acord cu ordonanța asta? nu prea. De ce? Pentru simplu motiv că există o tendință enormă de politizare pe care n-am susținut-o și nu o susțin. Noi, în momentul când am făcut această legislație, n-am făcut-o în baza a ceea ce noi ne-am priceput să facem, am făcut-o în baza în 1999, în momentul când vreau să ne integrăm în Uniunea Europeană și ridicam stegulețele după administrație, și atunci, după legislația franceză, am făcut toată această instituție a prefectului și adiacent ei, ce înseamnă înaltul funcționar public, corpul înalților funcționari. Faptul că ani de zile am ținut mereu această instituție a prefectului la mâna unora și altora, de aia nici n-am dezvoltat instituțiile adiacente E din tot lege. timpul prefectul a E, fost păi, dar nu politic. putem să facem. Și eu am fost convins mulți ani de zile că ar fi foarte bine ca prefectul să fie demnitar și nu un alt funcționar Nu, public. nu, eu vorbeam de asta, cu domnule să fac parte din partidul cutare Păi când nu, 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 sunt acolo demnitar, să-mi dau asta însemnând că demisia. demnitar, în momentul când ești demnitar, de mâine încolo, nu vei mai avea nicio restricție legată de mersul la ședințele de partid, de toate celelalte, ei poți să fii și președintele filialei, că nu mai ai restricții, Iată. Adică poți de să ce fii să ne prefectul ascundem după județului. deget? Că oricum asta se întâmplă. Da, nu, din punctul dumneavoastră de vedere e foarte bine, din punct de vedere măcar al restricțiilor, o să devii prefectul numai unei părți de Hunedoreni, în momentul în care erai în legătură cu guvernul și aveai, erai înalt funcționar public, erai prefectul tuturor hunedorenilor. Oamenii o să te perceapă de... Credeți că se va întâmpla lucrul ăsta? Sigur că da, pe da, așa o să te perceapă. De acum încolo să spună, a, păi este al liberalilor, este al nu știu cui, al PSD-șilor sau nu știu ce. Și atunci nu mai poți să ai criterii de obiectivitate. Pentru că în momentul când faci politica guvernului, politica guvernului o fac pentru toată lumea, nu o fac numai pentru un partid, când aplici măsurile. În condițiile în care mereu o să fii perceput drept un demnitar al partidului cutare dus acolo, o să se spună că tu ai partipriuri cu numai cu un anumit primar și cu un alt primar care nu e la tine din partid, nu vrei să îl slujești. Ceea ce este rău. Este rău pentru că, din punct de vedere al reprezentării cetățeanului, atunci avea o legitimitate de 100%, cel puțin În subînțeleasă. aparență sau... Aparență, neaparență, din punct de vedere legal, așa era. Acum o să ți se spună că nu. În fine, acestea sunt problemele coaliției. Ea trebuie să rezolve această problemă. Dacă, din punct de vedere, să zic, al instituției, lucrurile vor funcționa mai bine, foarte bine, să sperăm că Acum, da, dacă tot am... dacă nu, va trebui să discutăm în viitor ce înseamnă până la urmă această instituție și cât atenție acordăm în stat și cât până unde trebuie să meargă. Deci, încă sunt multe probleme legate de instituție și de instituții în Am general. întrebat-o și pe colega noastră de partid, pe doamna Vetuța, același lucru. Dacă tot am ajuns la subiectul ăsta, vă întreb și pe dumneavoastră.
Zvonărul și Răspândacul, da, din categoria Zvonărul și Răspândacul, urmează ca prefectul Hunedoarei să fie schimbat cu cineva de la USR. Știți ceva de lucru? Nu există. Această discuție este o discuție care se poartă și trebuie toată lumea să o înțeleagă. Că tot vorbim momentul, de haideți să înțelegem. A fost, domnul președinte al partidului, întrebarea era următoarea. Domnul președinte al partidului, domnul Ludovic Orban. Nu mă lăsați să pun întrebarea. Spuneți. Domnul Călin, da? E un tip care își face bine treaba, din câte am văzut și din mă bucur, este membru al Partidului Național Liberal, așa că acum, dacă tot i-am făcut demnitar de astăzi... Deci, din punctul meu de vedere, Călin și-a făcut treaba, a fost exact unde... Nu văd motivul pentru care ar trebui schimbat. Nu există motiv aici și nici nu trebuie să o discutăm pe motive. Noi, în general, căutăm... Da, pe căutăm nu, nu, pe nu, păi, dar nu există, nu căutăm în latura profesională sau în latura... Păi aici nu, nu există latura... pe unul care știe cu ce se mănâncă pentru cu cineva pentru, care habar n-are. Pentru simplu motiv că i-am făcut demnitar, pentru simplu motiv că Partidul Național Liberal trăiește într-o coaliție și acea coaliție funcționează după principii clare. Deci nu e nașiție. Nu, este o chestiune de împărțire a puterii și așa este normal. Adică nu venim în coaliție, voi luați tot și noi numai suntem membri ai coaliției. Nu, fiecare vrea să-și aplice programul și fiecare vrea să ca să-și aplice tipul lui de program și de măsuri, vrea într-o anumită zonă să aibă un anumit om de o anumită reprezentativitate. Și atunci, Partidul Național Liberal a spus în felul următor. Suntem 55% din coaliție, avem 23 de prefecți și 46 de subprefecți. Noi avem 14 prefecți USR-ul, să zic, când ziceam noi, m-am prostit. 46 și 20 și ceva de subprefecți, 5 revinul DMR-ului și 14 subprefecți, cred. Acesta este aranjamentul. În momentul după această chestiune, există o comisie de negociere în care ne așezăm la masă. Și fiecare partid îți spune, eu vreau să promovez politica într-o anumită zonă unde am eu o problemă. Nu știu care este problema și asta este chestiunea partidului și este chestiune de strategia partidului, pentru că trebuie și de aplicarea propriului program într-un anumit teritoriu. Și atunci va spune în felul următor. De exemplu, toată lumea se bate pe Bihor acum, da? Vrea și PNL-ul, vrea și USR-ul, vrea și UDMR-ul. Ei, cum se va alege? Până la urmă, din trei, doi vor fi supărați, da? Acum urmează. Deci, și de ce la să spunem? La Covasna și la Harghita e clar. Nu, uite, de exemplu, a spus UDMR-ul acum că vrea Bihorul, deși nu vrea Covasna și Harghita. Păi cum? Deci acestea sunt negocierile, acestea sunt problemele, astea sunt lucrurile pe care trebuie să le înțelegeți. Adică oamenii suntem într-o coaliție și trebuie să funcționăm în mod loial într-o coaliție. Iar fiecare partid își spune are propria foaie de parcurs, cum dorește să negocieze și să funcționeze. Adică nu văd de ce ar vrea UDMR-ul, nu este problema noastră. Mai nu este, păi nu, e a mea, nu ca este, cetățean. Nu este problema. Noi funcționăm în județul Hunedoara și ne întrebam despre prefectul din Hunedoara. Da, dar noi suntem televiziunea națională. Dumneavoastră spuneați că prefectul din Hunedoara este foarte bun. Da, nu este o problemă și mie ridicați mingea la filou că spuneți lucrurile astea, că este membru al Partidului Național Liberal. Adică, acum nu mai este, dar dacă trecem în situația de demnitar, normal că o să revin membru al Partidului Național Liberal, că asta e regula. Păi bun, și de ce să dați Bihorul? Nu e problema mea, nu eu negociez lucrurile astea, da, nu sunt la eu, nivel de sunt la nivel, de un nivel înalt, eu nu am, sunt senator, sunt membru în filiala de la Hunedoara, eu trebuie să discut despre problemele mele de la Hunedoara și trebuie să înțeleg Partidul Național Liberal când ia anumite decizii și le înțeleg de ce le ia, pentru că nu este singur în această țară. Când a fost singur la guvernare, a pus în toată țara prefecți de, să zic, orientare liberală. Acum trebuie să împărțim în mod clar, așa cum este în coaliție, și să încercăm să ne înțelegem între noi și să funcționăm în continuare ca și o coaliție. La Hunedoara, n-a stat. Aveți deja cabinetul parlamentar, primiți în audiențe, din câte am înțeles. Da, sunt în fiecare zi, acum cât înainte unde de a aveți cabinet? Pe
Bulevardul Dece? Nu, în ce orașe? În Devan, Orăștie, sunt în curs de constituire acum și la Brad. Ok. Cu ce probleme vin oamenii la noi? Și când vă găsesc? Cum vă găsesc? Păi eu acum, în perioada asta, sunt aproape zilnic, de la ora 10, începând de la cabinet, la Deva, de exemplu. N-am făcut celelalte cabinete deocamdată, sunt în contractare, în aranjare, în fel de fel de astea. Trebuie să angajăm, că nu este obligația noastră să angajăm partea de experți și toate celelalte. Da. Deci sunt, sunt încă în aranjare. Dar acum funcționez la Deva în... pe cabinetul din sediul partidului din, de pe Bulevardul 1 decembrie. Adică la... Aici la Cal, zona Calului. Ca să la dăm așa. Sediul partidului, organizația... Municipală Deva, municipală. Da. Bun. Cu ce probleme vin oamenii la noastră? Problemele oamenilor sunt diverse. Noi discutăm acum despre preocupările generale, despre ce ar urma să facem ca și linie generală de dezvoltare a acestui județ. Dar problemele sunt mult mai aplicate așa. Sunt problemele cu pensiile și, în general, sunt probleme legate de recalculări, de mai puțin, să zic, să mai avem de discuția cu mărirea și cu toate celelalte, dar sunt problemele practice. Adică tot ceea ce observăm la această oră este că trebuie să facem o rearanjare a acestor direcții deconcentrate din județ. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că trebuie să vedem foarte clar, să facem o analiză, să vedem cu ce se ocupă, de ce oamenii au o problemă cu pensiile și cu casa de pensii în fiecare zi, de ce lucrurile, cum putem face ca să transparentizăm activitatea acestor instituții, cum să facem, uite, de exemplu, am început cu AJFM-ul mai de multă vreme, de când eram prefect, și acum continuă acest tip de activitate de odată pe partea de să zic, de reorganizare, pe partea de comunicare, pe partea de fonduri europene și toate celelalte, și lucrurile merg. Și toate aceste, pentru că este nefiresc să discutăm de ani și ani și ani și ani de aceeași mare problemă. Cum recalculăm, cine recalculează, de ce pensiile sunt în așa hal, în așa hal vorbesc de netransparent. Vin oameni și mă întreabă de ce eu, ca și colegul meu, eu iau mai puțin, ăla mai mult. Sunt lucruri la care de foarte multe ori... Uneori sunt întrebări logice și de bun simț. Sunt întrebări logice, dar aceste întrebări ar trebui clarificate de Casa de Asigurări de Sănătate, de Casa de Pensii. Ei, acest lucru pare rău, dar nu se întâmplă. Altfel, nu văd de ce oamenii ar veni să vii la senator, cred să-i spui că lucrurile sunt... Oamenilor, acum nu știu cum e, că sincer, nici eu nu mă pricep. Păi nu, dar vin cu teancuri de adrese, teancuri de răspunsuri și care nu lămuresc. Dar ei întotdeauna cred, majoritatea oamenilor cred că, domnule, pe mine m-a tras cineva în piept, m-a mințit, m-a înșelat. Da, asta este sentimentul. Sentimentul că de fiecare dată mânează memorii pe care să le discutăm la Comisia de Abuzuri din Senat și să le înaintez colegilor mei. Eu am înțeles lucrurile astea, dar tot mi se pare nefiresc ca eu din Hunedoara să mă duc să mai provoc și să produc niște probleme la nivel național sau la nivelul Senatului, în condițiile în care eu ar trebui să acționez în legătură cu ministerele sau și cu ministerele pentru rezolvarea problemelor în teritoriu. Am înțeles. Deci una dintre marile probleme cu care vă confruntați zilnic și dumneavoastră, ca și alți colegi parlamentari și de la alte partide, chiar sunt pensiile, alte probleme. Sunt problemele pe COVID, de exemplu, sunt problemele legate de plata drepturilor salariale, sunt foarte multe, problematica e foarte vastă, adică nu mă ocup numai de problemele mele de economie și de celelalte, ci foarte mult de problemele sociale, pentru că aici lucrurile, din punctul meu de vedere, la această oră, au loc de multă, multă muncă și de multe, multe rezolvări. Credeți că vom avea buget în luna februarie? Da, buget vom avea în luna februarie. Depinde dacă îl vom avea în 5 sau dacă vine în 10. Am zis că în 4 februarie se prezintă doar o propunere de buget. Păi, un buget schițat, așa.
Nu există, când, în momentul când trimis Parlamentului, trimis propunerea de buget, nu trimis schițe, că noi nu discutăm schițe, că nu suntem puși să discutăm schițe. Schițele le discută partea executivă, adică ați guvernul. Ați văzut până acum vreo așa... Nu, ceva trasat nu, pe sursă. Nu, și nici nu e sănătos să facem așa ceva. Aceste, vorbeam înainte despre prefecți și despre împărțirea cu prefecții. Așa e și aici. Aici se negociază la această oră sumele pe care le vom avea de cheltuit în anul 2021 și iar ministerele trebuie să vină cu propriile bugete, să vedem ce bugete vin ministerele și cu toate celelalte agenții și tot ce înseamnă în țara asta și pe urmă adunate să vedem, pentru că avem o constrângere pe care anul trecut n-am avut. Anul trecut pe partea de COVID am putut să avem un deficit de 11%. Anul ăsta comisia spune că maximul de deficit este de 7%. 4 puncte procentuale la deficit înseamnă mult. Undeva la 6-7 miliarde de euro. 6-7 miliarde de euro mai puțin la finanțarea anul ăsta va trebui să suferim anumite restricții și va trebui să vedem în ce domenii va trebui să ne restrângem. Asta în condițiile în care, iată, noua tulpină din Anglia începe să se facă simțită în lume. Problema nu e cu noua tulpină, problema este cu tulpina actuală, pentru că din punct de vedere al societății, unu, că restricțiile se mențin, este una, dacă anul trecut am putut împrumuta, am putut plăti, am putut să facem anumite lucruri, anul ăsta merge și pe 7% pe această restricție. Problema e că acum vom constata câte falimente avem venite de anul trecut din această pandemie. Iar bani de finanțare sunt, dar la un moment dat, degeaba v-aș da eu acum 100.000 de euro să vă spun faceți ceva cu ei, că acum o să spuneți că nu știți ce să faceți cu ei. Să fac cu ei, da. Pentru adică că problema e următoarea. Lanțurile de aprovizionare, lanțurile de desfacere sunt la această oră grav compromise. Noi trăim în această economie globală și nu depinde numai de mine, într-o anumită activitate. Depinde o grămadă de lume și o grămadă de lucruri. Uitați-vă, de exemplu, România la această oră are o problemă. Până acum, de exemplu, noi făceam măști textile. Da? Franța, Germania, Italia au interzis măștile textile și obligă populația numai cu măști medicinale. Ceea ce înseamnă că o anumită industrie din România care producea asemenea lucruri... Bun, asta s-au adaptat pe parcurs, adică au fost băieții descurcăreți. Nu este povestea că sunt... Potecă că peste noapte s-au trezit o grămadă de fabricanți de măști. Dar nu contează, eu vorbesc... Eu vorbeam despre producția de lucru și... Eu vorbesc de producția de export. Eu vorbesc că acum avea o piață acolo, iar această piață adică nu mai există. Cu însemne, cu zâmbete, nu mai, nu, se vor, apar, nu, nu dar la noi sunt legale. La noi sunt legale aceste măști, nu asta e. Dar vă spuneam că există o anumită industrie care, uite, mâine începe să aibă probleme, nu o să mai aibă contracte. A trăit câteva luni și gata. Da, nu o să mai aibă contracte. De asta spun că sunt o grămadă de lucruri care se produc la această oră în legătură cu țările occidentale. Vorbește Germania la această oră de închiderea totală a aeroporturilor. Deci ce înseamnă asta? Mai primesc vreo două avioane cu români care trebuie să culeze. Uite că până se face sparanghelul e iarnă și nu facem da. Această chestie. Deci sunt, o să avem, și o să avem mari probleme. Pentru că marile probleme din pandemie în materie economică, nu anul trecut au fost, vor fi în 2021-2022, pentru că v-am zis, va trebui reluat ciclul și economic. Efectul, da. Iar din punct de vedere al vaccinării, este un pod prea îndepărtat, în sensul că România în ritmul ăsta și e printre primele țări din Europa, ar trebui să o lăudăm, să spunem bravo. Eu laud Israelul. Ajungem în 2000, prin septembrie să avem numărul de vaccinuri și făcute și să spunem că am începe să reușim da, problema internă cu pandemia. Nu știm, am văzut și pe alte posturi de televiziune discuția, nu știm dacă acest vaccin acționează și asupra noi tulpini, ce va trebui făcut și așa mai departe. Deci o întreagă... Eu nu mai vreau să mai discut, că am discutat am da, de, am, nici nu suntem de un an, de un an, și de, un an de zile tot am discutat de această chestiune și ne-am dat cu părerea. Cred că nici specialiștii nu știu foarte exact. V-ați vaccinat?
Eu da. Deci v-ați vaccinat? Da, m-am vaccinat. Și cum vă simțiți? Foarte bine, nu am nicio problemă. S-a umflat, s-a tume fie. Nu s-a umflat, nu s-a întâmplat nimic. Cap, ați dat din urechea. V-am explicat, eu sunt în a doua grupă de risc, că am diabet. Și nu am gândit că dacă mă vaccinez, să am vreo reacție, nu știu ce. Nu am nicio reacție, m-am simțit bine și... Ați făcut și rapelul, nu? Nu am apucat. Am intrat în mod normal cu grupa a doua de risc și pe urmă urmează să fac și rapelul. Am înțeles. Domnule, poate că suntem pe final de emisiune. Când vor fi alegeri în organizația PNL Hunedoara pentru a stabili un președinte plin, ca să spun așa? Știți ceva? Nu cred că este o grabă și nici nu trebuie să grăbim lucrurile de genul ăsta. Acum, din punct de vedere al vieții, este important să așezăm lucrurile astea pe care noi le avem din punct de vedere al acțiunii în județul Hunedoara ca Partid Național Liberal. Cum ar da, ce congres, ce alegeri să faci când noi vorbim de tulpina nouă, când vorbim... Nu știm care este în primul rând evoluția acestei pandemii. Noi vorbim în mod normal că în septembrie s-ar putea să... Păi nu ar fi firesc ca Partidul Național Liberal să apuce acum să împrăștie virusul pe aici, pe acolo, să ni se spună că n-avem țara arde și baba se pieptănă. Avem niște conduceri, sunt acum niște oameni care își asumă și vom face și aceste alegeri, dar cred că mai repede de toamnă nu putem să discutăm această problemă. Acum, vis-a-vis de acest subiect, nu pot să nu vă întreb ce părere aveți noastră despre ceea ce s-a întâmplat cu ceva vreme, cu Rareș Bogdan, cu atacurile lui Rareș Bogdan. Eu sunt unul dintre susținătorii 1000% a lui Ludovic Orban. Ludovic Orban, și de ce? Da, pentru că Ludovic Orban este cel care a restabilit ordinea în Partidul Național Liberal și a adus o anumit ambinat școlile de gândire din partid și a dat o linie clară acestui partid. A făcut acest partid credibil 3 din 4 alegeri câștigându-le și mai mult decât atât. Ludovic Orban are, cred că este unul dintre politicienii cei mai maturi pe care îi avem la această oră în România. În partidul nostru? Poftim? În partidul nostru sau unde? Sau în România? În România, nu. Este unul dintre cei mai buni lideri politici pe care îi avem în România la această oră. Este un om cu un calm desăvârșit, este un om cu o inteligență desăvârșită și vreau să vă spun un lucru. Este omul care ne-a reînvățat să facem politică și să devenim și să colaborăm între noi și să știm să ajungem să transmitem mesajele și pentru ceilalți. Este liderul de care Partidul Național Liberal nu se poate desprinde la această oră și de care avem nevoie să continuăm în următorii ani. Și atunci, care credeți noastre care și fost motivele? Motivele sunt simple. Sunt discuții în partid. Dorința de a accede spre o funcție, că e vicepreședinte. Nu știu, eu nu cred. Oricum l-ați adus în partid pe Rareș Bogdan așa. Nu trebuie să spunem. Rareș Bogdan a avut, tot Ludovic Orban l-a adus și a fost o mișcare extraordinară. De ce? Iar, era cunoscut? Iar, nu numai asta, vreau să vă spun că Rareș Bogdan este un câștig extraordinar pentru Partidul Național Liberal. Nu putem discuta faptul că are o altă opinie decât președintele partidului, asta nu înseamnă că Rareș Bogdan are vreo vină. Nu. Rareș Bogdan poate discuta în interiorul. Singurul lucru care n-a fost tocmai în regulă a fost această ieșire în public. Cred că puteam să ne spălăm rufele în familie și să spunem lucrurilor acolo. Și cred că asta este calea de urmat, adică dacă suntem o organizație, ne spunem lucrurile în partid și încercăm să ni le rezolvăm în partid. Din punct de vedere, Rareș Bogdan a făcut-o prea jurnalistic această intervenție. Nu trebuia să mergem până acolo, trebuia să ne rezolvăm între noi. Totdeauna a știut că Ludovic Orban este un om de mare condiție, un om cu care poți discuta și la orice zi, la orice oră, la orice minut. Sunați-l în calitate de jurnalist și dacă nu vă răspunde, să spuneți. Deci întotdeauna este un om de mare, mare condiție. Cred că... Așa cum spuneam, cred că Rareș Bogdan urmărea un mic puci în interiorul... Știa că nu se poate face
face. Este o discuție. Să știi că vrei să faci ceva și să știi din start că nu vrei totuși să faci, atunci nu cred, nu cred că Rareș Bogdan, nu cred că Rareș Bogdan a vrut să fac o mare criză în Partidul Național Liberal. Sunt niște opțiuni și fiecare avem niște opțiuni. Ei le-au paleluri, noi pale noastre, fiecare discutăm. E liber să spere și să viseze. Da, noi am și dat în calitate de filială. Oricum, mie îmi place poziția de Ghiocel care există pe YouTube în fața lui Iohannis la un moment dat când îi transmite salutări. Doamne, cine? O să vă arăt eu, a lui Rareș Bogdan. Există, e normal, e președintele statului, suntem totuși... Asta nu înseamnă că să fim ghiocei. E, acum nu e vorba de ghiocei. Problema, nu discutăm în cheia asta de ghiocei. Rareș Bogdan nu va fi ghiocel niciodată. Așa cum a făcut o anumită vâlvă în partid, va face dacă și în alte situații. Nu cred. Nu-l văd pe Rareș Bogdan ghiocel. Eu dau uneori. E părerea mea. E vorba de apreciere. Da, aici. Domnule Potecă, vă mulțumesc pentru faptul că ați fost prezent în emisiune. Apropo de apreciere, și apreciez acest fapt, vă mai aștept cu drag și altă dată și vă doresc mult succes în noua activitate pe care o desfășurați. Și eu vă mulțumesc și ne vedem. Să sperăm că sănătoși. Să sperăm că sănătoși și mai ales. Deci ceea ce mă preocupă este totuși această pandemie, pentru că v-am zis, este legătură cu economia, e legătură cu viața noastră la toți și acum dublăm peste sănătate, mai venim și cu problemele economice, ceea ce e greu. Va fi greu, cum va fi un an complicat. 21 scurt în 30 de secunde. Un an foarte complicat. Din toată nu știm la această oră cum va evolua această pandemie, nu știm exact câte doze vor veni în România, nu știm ce vom găsi în economie după ce vom începe cu adevărat munca. Sunt lucruri la care deocamdată nu știm să răspundem. Înțeles. Încă o dată mulțumesc pentru prezența în emisiune și succes. Cu drag, mulțumesc. Stimați respectatori, Vasilică Potecă, senator PNL de Hunedoara, a fost invitat la fotoliul cu ghimbi. Mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Sunt Adrian Simeon, rămâneți în continuare alături de Capital TV, televiziune pe bune, numai bine. Fotoliul cu ghimbi. Fotoliul cu ghimbi. Fotoliul cu ghimbi. La fotoliul cu ghimbi. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresul? Cât a costat? Sunt Adrian Simeon, Adrian Simeon. Adrian Simeon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.